Dragii mei, bine v-am regăsit în această zi la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi vom fi un pic artiști, vom fi un pic aproape de seniorii Hunedoarei și vom vorbi despre multe lucruri care îl preocupă pe om, mai ales după ce scapă de povara serviciului și a programului foarte fix și dă, în ceea ce veți vedea, imediat, într-un program mai dur, mai de cazarmă. Invitatul de astăzi, domnul Grecu Constantin, consilier cultural sport turism la Carl Speranța, Hunedoara, și președintele Cenaclului Literar Înserarea Lirică. Cenaclul Literar și de jurnalist Victor Isac. Înserarea Lirică este revista Cenaclului Literar. Înserarea Lirică. Da. Așa e. De ce înserare lirică? De ce nu prânzul sau dimineața? Pentru la noi, la Car Speranța Hunedoara, da? Desfășurăm, am înființat mai multe activități în funcție de opțiunile membrilor noștri. La unii le-a plăcut cultura, poezia, la alții le-a plăcut turismul, la alții le-a plăcut șahul, la alții le-a plăcut să cânte și pentru fiecare activitate am înființat câte un cerc. Domnule Grecu Constantin. Și așa s-a întâmplat și cu înființarea Cenaclului Literar și de jurnalist Victor Isac Hunedoara. De cât timp ați intrat în acea mult dorită sau hulită sau visată pensie? La 1 iunie am făcut 20 de ani. 20 de ani. Și în 20 de ani ați fost cât timp fără activitate, așa? Foarte puțin timp foarte a puțin. Fost, dar n-am putut să stau fără activitate. Ce ați făcut în prima zi după ce ați ieșit? În prima zi după ce am ieșit la pensie, am colindat dealurile din jurul Hunedoarei, am strâns plante medicinale, am cules fructe de pădure și, bineînțeles, că cum venea sezonul de vară, mergeam cu alți colegi și alți pensionari, la fel ca mine, peste deal la Băile Călan. Ne-am dus și întors. Toată ziua ne bălăceam acolo și după aceea ne întorceam tot pe jos înapoi. Ați fost tot timpul activ? Tot timpul activ, da. Am lucrat foarte greu. Eu am lucrat la oțelăria electrică numărul 1 în combinatul Sergiu Hunedoara. OE1, La OE1 unde se făceau cele mai speciale oțeluri din România. Da, știu. Și n-a fost deloc ușor. Ce să vă spun, să stai cu 400 de tone de oțel deasupra capului și să faci turnare sau să stai în fața cuptorului la 2000 de grade. Numai cine nu a intrat într-o oțelărie nu își dă seama ce înseamnă acest lucru și ce forțe imense era acolo. Ce forțe era și ce greu se făcea oțelul. Dar și acolo sunt satisfacție. Era o întrecere tacită între colegi, care face lucru mai bun, care, ce să vă spun, toți se perfecționeze, să facă ceva. Am fost coleg cu domnul Gheorghe Borgea, care ulterior a ajuns ministru, cu domnul Barbu o perioadă. Lucruri frumoase. Deci, ce să vă zic? Și acolo m-a acomodasem foarte bine. Și când ați ieșit la pensie, cum de v-ați întors așa către activitățile astea? Când v-ați dat seama că nu e de dumneavoastră să stați, doar să mergeți pe... Înclinații, vreau să vă spun că înclinații literare am avut... Chiar din copilărie am participat. Eu am făcut școala profesională la Oțelul Roșu, spre exemplu. Și acolo aveam un director care ne organiza exact cum suntem organizați acum, aici la Hunedoara. Am avut colegi care le-a plăcut muzica, am avut profesori de muzică pus de directorul școlii. Am avut Cenaclul Literar cu profesori de limba română. Cenaclul Literar s-a numit Flacăra. Și ulterior, la nivelul orașului Oțelul Roșu, era tot un cenacul Flacăra și veneau poeți ăștia mari. Marin Sorescu, Adrian Păunescu. Da. Atunci cultura, într-adevăr, era un cuvânt aproape palpabil. Era ceva foarte frumos, da. Da. Numai așa, ca fapt divers, o poate interesează, că se fac atâtea statistici și atâtea despre cultură. Eu vreau să spun că fiecare clasă avea o brigadă artistică, fiecare elev era antrenat într-o activitate de asta extrașcolară, dar legată de școală totuși. Bun, spuneți-mi, ce face un consilier cultural sport-turism la Car Speranța? Să știți că... Cu ce se ocupă? Titulatura asta, de fapt, este... mult mai vastă, am impresia. Este mult mai vastă, dar este o anexă la... Uh-huh.
la ceea ce facem în mod așa, că deci conducem activitatea unei instituții care e destul de mare. Noi avem cabinete medicale, e un fel de holding. Cabinete medicale... Da, văd. Văd aici, văd aici, da. Un personal medical. Da. Ei sunt... E cabinetul, centru medico-social, așa, și cabinet de fizioterapie. Și cu ce se ocupă? Păi de se tratează pensionarii noștri acolo. Deci numai pensionarii au acces aici. Păi pensionarii au acces și, bineînțeles, dacă mai vin și mai vin alți oameni, bolnavi, îi primește, dar în drumă să se facă membri la ceară. Am înțeles. Medicii în drumă. Păi, vreau să vă spun că din colectivul, din personalul nostru medical, face parte Joachim Mog, Oana, care a fost medicul gimnastelor, pilotului României. De la gimnastică, doamna doctor Iancovici, ce să vă spun, specialist în fizioterapie, l-am avut pe doctorul Olteanu la cardiologie, doctorul Edita Ioana la dentiști, la stomatologie. Stomatologie. Am înțeles. Bun, spuneți-mi, domnule Grecu Constantin, la acest CARP Speranța, câți membri găsim? Păi, numărul de membri oscilează. Aici scrie, suntem peste 10.400. Da, păi, tocmai de aia scrie că, în general, asta e o organizație serioasă, domnule. Este o organizație foarte mare, chiar în ultimele zile, acum s-au participat și de pe sate la noi și era foarte greu ca ei să vină până la sediu central, să coboare de la Lelese, spre exemplu, să coboare la Hunedoara, de la Chelar, și atunci președintele nostru, domnul Oraru Ovidiu, și în Consiliu, am hotărât în Consiliul Director că prima calitate de consilier în Consiliul Director, deci aici facem toate regulamentele după care își desfășoară activitatea ce are pensionar și le adaptăm în fiecare moment la viața reală, de zi cu zi, deci nimic nu e la întâmplare acolo. Și acum s-au înființat pe sate filiale, urmează acum adunări consultative, ieri mi se pare că au fost la Lelese, la Întăierii, la Florese și tot așa, știți. Și urmează și pe Hunedoara în luna decembrie și după aceea în martie adunarea generală a reprezentanților. Care este scopul acestui CARP Speranța? Casa de ajutor reciproc a pensionarilor. Scopul principal îi ajută pe pensionari. Întrajutorarea membrilor. Întrajutorarea membrilor, da. Întrajutorarea și cu împrumuturi bănești, specii cu pensii mici și ajutoare nerambursabile, cu pensii foarte mici. Asta n-am știut. Nu prea des, dar o facem. Acel mic... șut care îi trebuie unui pensionar să poată să treacă de Paște, la o de Crăciun sau mai știu. La o sărbătoare. Să vă spun că rămân uimit când văd lacrimile în ochi la oamenii ăștia. Chiar dacă sumele nu sunt enorme sau așa, sunt cam 50 de lei ajutoarele nerambursabile. Dar sau le dăm produse în produse. În ce sens? Noi avem și punct alimentar, avem și frigerie cu afur, avem... Deci tot se... Acolo prețurile sunt un pic mai mici decât... Pe bază de abonament. De abonament. Așa, și vreau să vă spun că la asistența asta medicală sunt și protecție, să facem protecție socială. Multe din aceste... activități care se fac sunt gratuite. Adică 4 proceduri, spre exemplu, din cap în coadă, din 10 ședințe, sunt gratuite, au dreptul la gratuități. Compensări la bilete de tratament, compensări la ochelari de vedere, la operații oftalmologice, în sfârșit... Asta presupune o activitate foarte exactă. Să știi ce ți intră, ce bănuți ți intră, ce ți iasă, cum îi drămuiești, cum îi dai.
Analiza asta se face lunar. Lunar, la, ce să spun, fiecare dintre noi raportăm în Consiliul Director. Am impresia că la dumneavoastră e mai mare rigoare decât în alte instituții. Extraordinar de mare este rigoare. Tocmai pentru că sunt seniori, oameni care au știut să se descurce în viață și să trăiască frumos. Nu, dar trebuie să-i drămâim foarte bine banii. Trebuie să-i drămâim foarte bine că să putem să satisfacem cât mai multe doleanțe. Umblăm și la două bânzile, mai când activitatea. Deci în fiecare lună noi facem analiza activității. Fiind pensionari, înțelegeți foarte bine și pe ceilalți membri. Da. Pentru că practic sunteți în aceeași categorie. Eu vreau să vă spun că toți colegii mei care i-am avut la oțelărie sunt și membri la CEARU. Dar vin și de la pensionari, de la diverse... Domnule Greco, vreau să vă întreb, aveți un pensionar de ăsta care are așa, peste 10.000 de lei pensie? Că sunt adică în România, eu cred că peste nu. De regulă cam 90% din personale, din pensionare, din membrii noștri sunt pensionari cu venituri mici. Asta vreau să vă spun. Da. Și pensionarii sunt pe mai multe trepte de salarizare sau de pensionare. Vedeți că nici cu chestia asta... Pot să fii român sau mai mult român decât Adrian, român. Să vă spun o chestie, o mare nemulțumire am eu. Vă ascult. Deci că au muncit oamenii ăștia, au muncit greu și... Unde credeți dumneavoastră, știți și care erau cele mai mari pensii din România? Erau ale minerilor și ale siderurgiștilor. Acum îți la pământ astea, pensiile lor. Adică sunt pe undeva pe la 1.000-1.500. Domnul Grecu, nu se mai dorește ca să se facă oțel în România sau să se extragă cărbune, pentru că e mai bun ăla cumpăratul de aiurea, care îl plătim de 10 ori mai scump. Nu, dar mie îmi pare rău că se întâmplă chestiile astea, că... Nu sunt interesele noastre aici. Bun, în fine, haideți să revenim un pic, să mergem la partea mai literară, înserare lirică, din cadrul Cenaclului Literar și de jurnalist Victor Isaac. Foarte frumos. De cât timp activați în această... în această revistă? Înainte de a ajunge eu la CEARU, eu aveam o revistă foarte mică, adică un ziar așa. De fapt, era o foaie, numai o foaie. Și era un domn, așa, colonel... Săranu Gheorghe, care era consilier cultural, adică și după aceea omul și-a dat seama că a ajuns la anumită vârstă și de fapt el m-a propus, a propus Consiliul Director, că eu colaboram cu el așa, colaboram cu el și cu pensionare și cu domnul Moraru, eu am scris mult la Călăuza și despre, mi-a plăcut activitățile care se desfășoară aici și domnul Adi, da, dumneavoastră aveți și o carte de la mine, Viața așa știu, cum este. Știu, de cum acolo interviu cu domnul Moraru, când nu eram eu la CEARU. Eram la, colaboram cu ziarul Călăuza, cu doamna Mariana Burgău și cu domnul Valeriu Burgău. Da. Văd că aveți o memorie formidabilă, vă țineți minte date, nume, persoane, întâmplări, foarte interesant. Una din cauzele pentru care eu, sau din motivele pentru care sunt aici, că, ca să-ți menții o viață... Vioicină intelectuală, da. Vioicină trebuie să ai activitate, să te menții în activitate, să nu te rupi. Se spune că chiar dacă ți-e cam vreme să te scoli dimineața din pat, să te duci să te plimbi, să faci ceva, să nu stai. Ori e faptul că sunt prins... Asta se numește longevitate. Și la noi, la ceare pensionare, avem niște lozinci acolo. Ajută-te dacă vrei să fii ajutat și prin noi, pentru noi. Prin noi înșine și pentru noi. Vedeți așa. Așa e. Spuneți-mi, în cadrul acestui cenaclu, am văzut și persoane care încă nu sunt pensionate. Care au tras la dumneavoastră. Au... Stasă, dacă la început, cenaclul a avut, am pornit cu terapie prin activitate pentru vârstnici, dar am atins performanțe. Un concept foarte, foarte... Am atins performanțe și atingând aceste performanțe, nici nu vine. Noi suntem exemplu pe România la acest capitol. Vreau să vă spun că mai merg cu domnul Moralu la diferite întâlniri. Dumnealui este și prim vicepreședinte al CEARU-ului pe România. Omenia se numește la București acolo. Și din cam toate CEARU-urile din țară fac parte din această instituție, Federația Națională a CEARU-urilor. Și când mai merg cu dânsul la ședințe din ăștia mari,
strigă președinții după mine, domnul Grecu, știți că și noi am făcut revistă literară și noi avem activitatea XY și suntem exemplu, vreau să vă spun. Și... Întotdeauna Deva parcă a fost mai diferită față de Hunedoara. Întotdeauna hunedoranii au suferit în tăcere uneori pentru faptul că nu sunt ca Deva. Acum unde stă Hunedoara din punctul acesta de vedere? Aici e mai sunt mai multe instituții, e mai multă cultură. Hunedoara la un moment dat a fost etichetată ca oraș muncitoresc. Uite chestia asta. Domnul Adrian, domnul Sebastian Bara, managerul general al bibliotecilor, da, pe județul Hunedoara, al biblioticii județene Ovidie Însușean. Vreau să vă spun că tot mereu m-a invitat la Deva, avem o relație foarte bună cu toți scriitorii, că și eu scriu, fac și jurnalism, fac și poezie, fac de toate așa. Nu zic că sunt extraordinar de grozav, dar încerc să fiu un ton cu lumea. Adică să fac ceva, să se vadă ceva după mine și cred că să și vede după mine și după colegii noștri în tot ceea ce facem. Uitați dacă vedeți aici că și domnul Moraru s-a apucat să vă scrie. Da, da, am văzut. Să scrie poezii, uitați. Da, da. În prima pagină, uite, da, e... Uitați. Da. Spuneți-mi, deci... de fapt, dumneavoastră, ce vreți să transmiteți prin ceea ce scrieți, prin ceea ce creați? Pot să recit o poezie acum? Puteți, cum să nu. Vă rog. Durerea vârstnicilor. Vârstnicii se spovedesc din zori și până seară, unii altora își vorbesc despre viața lor amară. E dreptate, e durere. Toată viața a muncit, n-ave pic de mângâiere, necazurile ne-au copleșit. Munca ni se risipește în buzunare de moguli și impozitul tot crește lovindu-ne ca un taifun. Ni se impozitează viața, sănătatea și umbrezidă, ni se ia chiar și speranța în lumea aceasta rea perfidă. Cobor, Doamne, pe pământ să vezi bătrânii cu plâng, de necaș și de durere și de zile tot mai grele. Vreau să spun că prin aceste versuri e și un mod al meu de a mă exprima. În sensul că, vedeți, nici nu se mai cunoaște unde am lucrat noi, hunedorenii. Pur și simplu combinatul acesta a fost ras. S-a stricat și într-o veselie. Și am uitat că am vrut să vă mai aduc un document. Eu am fost în 2000 când am candidat pentru primar la Hunedoara. Și am fost și redactor șef la un ziar total Hunedoara, un ziar particular, care nu a durat mult, că a produs multe nemulțumiri în rândul celor care conduceau la vremea respectivă. Păi ați fost mult prea vehemenți și prea direcți. Am încercat să salvăm Hunedoara, să salvăm ce se mai poate salva. Bineînțeles că am mai fost și amenințați, am mai fost și luați la întrebări de diferite oficialități. Ceea ce și aici eu cred că nu am făcut nimic rău de când ne-am făcut datoria. Am încercat, măcar avem satisfacția că am încercat, că n-am reușit altceva. Dar și acum, deci nu m-am gândit niciodată că eu voi ajunge în situația asta să mă aflu cam la nivel central în cultura hunedoreană. Adică în ce sens? Vreau să vă spun că la cenacul nostru literar vin și avem colaborări cu Biblioteca Municipală Hunedoara, cu Primăria Hunedoara, cu școlile de municipiul Hunedoara, cu profesorii de limba și literatura română. Și dacă veți citi revistele noastre, vedeți că foarte mulți elevi din școlile hunedorene care au înclinații spre poezie vin la cenacul nostru literar. Deci... noi pregătim și urmași. Unii dintre ei sunt studenți, alții sunt plecați în străinătate, țin legătura, îi publicăm. Cum vedeți viitorul Hunedoarei? Dați în faptul că dumneavoastră cunoașteți și trecutul. Prezentul vedem cu toții. Eu să fac un pic de politică acum, dar politica prieteniei. Eu sunt prieten foarte bun cu doamna Eleonora Carme Hărău, senator de Hunedoara. Mă doare inima când este jignită, când este umilită de niște oameni care, de fapt, n-au făcut nimic pentru comunitate. Numai rău pot să fac. Doamna Carmen de Hărău a creat peste 700 de locuri de muncă la Hunedoara. Așa e. Doamna Carmen Hărău... Și le ține de mult timp. Doamna Carmen Hărău este... Eu cunosc de când era copil. Părinții ei se lăudau cu fetele lor cât de deștepte sunt.
Și ce să vă spun, parcă ar fi fica mea, dacă vă uitați pe pagina mea de Facebook, eu sunt în poză cu dumneavoastră. E suficient să deschid gura câteodată. Deci noi nu putem să vă folosim banii vârnicilor în diferite activități care le facem noi. Și atunci mai am și o nevoie de sponsorizări. E suficient să deschid gura că doamna Carmen Hărău... E foarte generoasă. Și cu actul artistic, da. Și cu copii, cu bătrâni, cu probleme. Chiar de asta de sănătate. Da. Eu am vorbit toată cu doamna Carmen Hărău, cu care am fost, suntem, să zicem, colegi de generală și am spus, bine, dar tu faci atâta bine, de ce nu spui? Nu-i, așa ceva nu se spune. Și da, uite, eu că vreau sunt să spun care că am fost cu corala, că deci avem formație de muzică populară, domnul Adi, avem formație de muzică populară Speranța Hunedoare. Acum e o problemă cu dirijorul formației, că s-a îmbolnăvit, dar încercăm să refacem Speranța Hunedoare, cu care ne țineam și balurile, deci câteva activități bătute în cuie. Începeam cu Revelionul, după aceea Balul Mărțeșorului, după aceea Întâlnirea de Suflet. Erau evenimente așteptate de toți pensionarii. Da, păi da, deja știu, deja vin și ne întreabă. Acum ne pregătim Revelionul 2018. Și cu formația noastră de muzică populară și cu toate ale noastre, spre exemplu, am luat și corala Doina, care nu avea un stăpân, în sensul că e foarte greu să o corală din asta să o ții, să... Îți necesită extrem de multă atenție, cheltuială, și atenție, și spațiu, și repetiții multe, și spații, și Doamne. Eu vreau să vă spun că această corală a fost invitată de Asociația Română-Austriacă la Graz, în Austria, de Ziua Națională a României. Că cu această corală Doina, un dirijor român, aș putea spune, Marin Dârvă, are și el, e și compozitor. Compozițiile sale se cântă la Festivalul Internațional George Enescu, să știți. Are așa o carte cu compoziții și... Pe unde mergem, domn profesor Dârvă, dar o să vedeți prin revistele astea că am făcut interviu și cu ce am fost la Festivalul Bartolomeu Anania la Bistrița. Și am făcut interviu acolo cu unele personalități din Bistrița care ți-am pus întrebarea, ce părere aveți despre corul nostru, despre dirijorul nostru? La care o doamnă Maria Herinianu, care e consilier cultural acolo la Palatul Culturii din Bistrița, zice, domnul Greco, păi dumneavoastră credeți că noi v-am fi invitat aici? Invităm pe oricine. Da, că pe oricine, da. Este foarte frumoasă. Deci, eu satisfacție deosebit, da, când constați că ești cunoscut și recunoscut. Sau ce să vă spun, că domnul Răceanu, care a fost primarul Hunedoarei, domnul Vaur Sabin, care a fost director general, era foarte încântați când ne invităm la activitățile, când ne invitam, că domnul Vaur fie iertat... Mi-a trecut la cele veșnice. Era foarte încântat. Noi i-am respectat întotdeauna pe cei care au fost înainte, pentru care chiar au făcut ceva pentru unii doar asta. Domnul Grecu, nu ne-a interesat niciodată politica, vreau să vă întreb, câți ani au, din punct de vedere artistic, rețineți, dar nu biologic, membrii cenaclului? Pentru că pentru a face o poezie, nu poți să spui că, domnule, eu sunt bătrân. Îți trebuie un anumit... Fior, acum, fiecare dintre noi a mai făcut poezie printre prieteni, ne-am mai participat la diferite și Hunedoara a avut un cenacul literar și Hunedoara. De cum să nu? Da. Și mulți dintre ei au participat și la cenacul, cum e doamna Victoria Stoian, doamna Doina Maria Israelă, doamna profesoară Raisa Boianziu, deci mai vechi, dar și eu, de exemplu, de copil am participat la cenacul literar. Adică v-am povestit când am fost la școala profesională la Oțelul Roșu. Ne-au întrebat pe fiecare, în funcție de inclinațiile care le aveam, unde vrei să mergi, eu am vrut să merg la cenacul Flacăra. Și puteam să merg foarte bine și la muzică, ne învățat să cântăm la diferite instrumente. Și erau foarte atenți atunci să vezi aptitudinea, să le dezvolți. Da. Păi rămân uimit acolo. Noi avem o experiență, școala românească. Avem o experiență extraordinară de viață, de cultură. Dar acum tot ne uităm tot spre alții.
nu întotdeauna priviți-o spre vest, aduce lucruri bune. Înainte ne-am uitat către est, am văzut ce ești. Da. Ne uităm către vest acum. Păi vedem acum ce iasă. Aici, la noi în țară, când ne o să ne uităm? Păi asta e întrebare, să fim noi înșine. Dar exact. Să nu ne fentăm unii pe alții. Suntem mai vechi decât multe, multe alte popoare. Și uite că ne uităm și cădem în genunchi în fața altora. Care am văzut pe la televizor așa că vin americani și se stabilesc în România. Exact. Și da. Prințul Charles, pe exemplu, apreciază foarte mult că au rămas intacte satele românești. Adică frumusețea din satele românești, tradițiile românești. Sunt ăștia, sunt cartea noastră de vizită. Ar trebui să privim. Sunt ezaurul nostru de aur. Cum ar fi bine ca să îți trăiești anii de liniște după ce ai ieșit la pensie? Păi vedeți dumneavoastră, noi avem și spectacole artistice cu recitaluri de poezie, cu de muzică și poezie. Apropo, să vă spun și chestia asta. Am participat la și la Zilele Hunedoarei, cam în fiecare an. Cu formația noastră de muzică populară și anul ăsta am participat la Zilele Hunedoarei, la sala dietei a Castelul Huneazilor, ediția a doua, Ecourile muzicii și poeziei, cu corala Doina, corul sacerdotes al episcopiei din Deva, cu cenacul literar și jurnalist. Durerea mea este că, cum să spun, doamna Carmen a venit la spectacolul nostru, dar oficialității nu se prea înghesuie să vină. Nici când am avut pe scena Hunedoare, nici... Pe dumneavoastră vă curtează politicul numai atunci când e vorba de, de alegeri și de vot. Acum, să zic, eu sunt prieten și cu domnul primar Bobouțanu, sunt prieten și cu doamna Carmen, sunt prieten și cu... Sunt oficialități, normal. Cu toate oficialitățile județului, puteți să și întrebați așa. Dar când văd televiziuni că să... Și televiziunile se mănâncă între ele. Eu nu fac, nu vorbesc despre televiziunea la care sunt eu astăzi. Dar am văzut un limbaj care nu-mi convine, niște așa zise analiști politici care se uite, au o exprimare foarte dură. Ei sunt foarte plini de ei. Păi, întrebarea ar fi așa, comparativ cu doamna Hărău, ce au făcut ei și ce face doamna Hărău? Ei ar putea să facă ce face doamna Hărău. Sau cum să... bajocorești pe cineva. Că tu ești și te afli în fața unei camere de luat, vedești, te vede un limbaj țara. Suburban. Da. Nu, și... Jignitor. E jignitor, da. Mă doare sufletul, să știți. Când vă chestii. Am constatat că de multe ori se uită... Eu n-am putut. Eu scriu. Scriu și dau și la... Chiar l-am invitat și pe domnul Bobocea să facem interviu amândoi. Și pe domnul Toma și pe alți domni așa. Dar eu nu pot să... Poți să ai o opinie diferită față de interlocutor. O opinie diferită, dar nu ai voie să-l jignești. Dar ce-i bun, ce vezi că e bun. Păi, domnul, vă vând o chestie acum. Cât vrei nu mai sunt, nu mai sunt meseriași în Hunedoara. Da, asta, dacă nu exista o Carmen Hărău la Hunedoara care a recuperat o bună parte din meseriașii Hunedoarei, cum l-a și directorul dumneavoastră general, domnul Giurgiu. Da, da, da. Și construcțiile metalice și tot ce mai există, ce a reușit dânsa să acumuleze, mai este în picioare, nu știu, la pământ tot. Din păcate s-a dărâmat și a mai păstrat tot, și ce a păstrat omul, valoarea omului. Hunedoara a avut meseria și ce să spun, de la acul de cusut la elicopter putea să se facă un combinat. Domnul Grecu Constantin, aș vrea să vă întreb. De ce credeți că hunedorenii au așa o părere foarte fluctuantă despre oamenii momentul, despre oamenii politici? Bun, acum la noi, la CEARU, da. La CEARU Speranța, sunt membri din toate partidele, din toate bisericile. Pensia este generală. Pensia generală și noi nu facem politică. E clar că nu facem politică. Și, dar la noi, pe la noi trec toți politicienii. Eu vreau să vă spun că îi cunosc pe toți. Și le cunosc și sistemul de gândire. Că pe la noi toți. Și eu le-am făcut și câte o cadou, câte o carte de-a mea la toți care au trecut pe la Hunedoara.
Dar implicată ca doamna Carme Hrău n-a fost niciunul. O să zică cineva, păi Carme Hrău, Carme Hrău. Carme Hrău a salvat vieți, Carme Hrău a plătit burse, Carme Hrău a făcut lucruri extraordinare, care ea le face conform principiului Bibliei, să nu știe dreapta ce face stânga. Exact. Dar ceea ce nu este prea corect. Eu păi nu se mai poartă modestia și discreția. I-am spus, știi ce am spus, doamna Adrian, doamna Carmen, eu când mă duc la biserică, mă rog pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră. Eu n-am văzut un politician care să ajute așa ca dânsă. Și vreau să spun, să știe și ceilalți de la celelalte televiziuni. Conducerile televiziunilor sunt ca mulți prieteni ai mei printre conducerile și ei rog foarte mult să nu mai lași pe oamenii sau să le impună totuși așa un vocabular decent. Că mai ales vocabularul acea, care un să vocabular fie decent, decent așa, corect. Că poți să exprimi și cu cuvinte frumoase ceea ce dorești sau lucruri care probabil nu convin, dar cel mai interesant lucru este să exprimi ceva negativ în cuvinte frumoase. Da. Și să te și perceapă ca atare. Nu, dar își dau o foarte mare importanță și arată cât de deștept sunt ei, că vezi, Doamne, că, și cât de curajos, că critică pe ei sau pe ei care personalități. Doamne, în spatele lui doamna Carme Hrău se află 700 de familii sau peste 700. Așa. Cei care critică să se gândească și la lucrul ăsta. Dacă nu poți ajuta, măcar lasă-l pe omul să-și facă treaba liniștit acolo, în liniște. Eu sunt de părere așa. Eu să vă spun că și multe inițiative de-a lui domnul Bobocan nu-mi place și mai stă de vorba așa și are și dânsul multe lucruri frumoase. Deci, nu mi-ar conveni să vorbesc urât și de domnul Bobocanu sau de cineva. Dar nici nu pot să zic că dacă ceva din prieteniile mele nu-i convin la domnul Bobocanu, eu să vă deziceți de prieteni. Să mă dezic de prietenii. Prietenii sunt prieteni, până la urmă. Că s-a întâmplat și chestia asta. Au strigat după mine că uite, X e prieten cu Y. Aveți anatema pusă, sunteți prieteni cu Gutare? Da, sau da, cu celălalt, sigur. Eu sunt prieten cu toată lumea. Mai țineți minte că înainte, pe timpul împușcatului, era pe timpul comuniștilor. Dom'le, prima dată ești om, după aceea ești membru de partid, sau ești membru de partid, după aceea ești om. Aici încă se mai discută. Vreau să vă spun că eu sunt ambasadorul prietenii, cotat de prietenii mei de pe Facebook. O doamnă din artist plastic din Iași m-a catalogat ca drept ambasadorul prieteniei. Și nu știu cum, acolo mi-a pus și în revista People. Acolo că eu aș fi printre primii. Doamna nu e geloasă dacă vede că primiți tot felul de mesaje de la alte doamne? Apropo de chestia asta. Așa. Doamna profesoară Miroiu, profesor universitar din București, a pus să zice, domnul Grecu, dumneavoastră, dacă ați fi mai tânăr, ați îndrăznit să punctați problemele așa la modul direct. Da, doamna profesoară, că deja avem aproape 50 de ani de căsnicie. Și apropo de chestia asta cu 50 de ani de căsnicie, scriitorul român, scriitorul american de origine română, Ovidiu Vasilescu, e aici undeva și are și o editură, mi se pare, însu zice, ce frumos să îmbătrânească doi împreună. Tinerii de azi nu se gândesc la chestiile astea. Și văd că rămâși printre pensionarii noștri mai mare câte unul sau e mare soțul, soția și viața de unul singur e grea. Și atunci încearcă să-și refacă viața cumva, că nu neapărat. E vorba de să ai cu cine să stai de vorbă. Chiar dacă au copii, cu copii nu poți să discute chiar la modul direct toate problemele sau toată suferința lor. Exact. Și încerc așa, dar se adaptează foarte greu. E una să crești împreună, adică căsătoriți așa de tine și să duci și uite, deja s-au înmulțit la sărbătoarea de zile de 1 octombrie și nunta de aur. Anul ăsta au fost și mai multe familii față de perioada trecută. Și la noi, la Țiară, și la nivelul primăriei Hunedoara. E un obicei foarte bun ăsta. E un obicei foarte bun. Sărbătorească, da. Și asta ne definește pe noi și ca creștini, să știți. Familia e celula de bază a societății. V-am văzut în strană la catedrală.
Păi eu sunt și în Consiliul Catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena. În particular v-am povestit cum am ajuns acolo datorită părintelor Stâncoane. Dar și la biserică toată lumea zâmbește, toată lumea... E ceva frumos. Eu sunt și în Consiliul Catedralei, sunt și în strană. Aduc și eu cu ce pot pe acolo, câteodată strâng și umblu și cu discul prin biserică, că m-ați văzut acolo. Că și dumneavoastră veniți acum să recunoașteți, sunteți el nostru. Păi ne mai spălăm și noi păcatele, măcar când putem. Aș vrea să vă întreb, într-o viață de pensionar, de exemplu, pentru mine asta e așa aproape de SF-ul. Sunt foarte, foarte curios dacă ajung la pensie. Dar sunt curios. Dom'le, cum e viața domnului Grecu într-o zi de pensionar? Păi stați acum viața... Ați un pic să vedeți de ce l-am întrebat, că e total atipic. Viața nu e prea de pensionar, că eu lucrez totuși. Ia spuneți, eu s-au dat în programe. Apropo de chestia asta, domnul director general și ministru Sabin Faur. Da. Păi, Grecule, tu muncești mai mult acum decât munceai la... Și am acea senzație. Da. La un dat mi-ați spus că sunteți ofițer de serviciu. Da, într-o... Deci în fiecare știți zi câte un membru al Consiliului de Conducere al CR-ul face, îndeplinește și funcția de, de ofițer de servici pe unitate. Adică președintele, dacă apare o problemă, să aibă cu cine să consulte imediat. Și atunci... Dați seama, e permanență, da, acolo, exact, permanent, ca într-o unitate militară. Eu am programul, spre exemplu, mâine. Am program de dimineață până seara. De la ora 9 avem ședință de Consiliul Director. După masă am cenacul literar, întâlnire cu scriitorii, așa, hunedoreni. Și de la ora 18 până pe la 21, depinde că așa, repetiție cu corala Doina. Dar de unde energie? Și pentru toate activitățile astea trebuie să le faci și programe și chestii. Și avem întâlniri cu publicul, recitaluri de muzică și poezie. Ce să vă spun? Dar fac lucruri care îmi plac. Știți, și mai ales să ținem... Și am și satisfacția asta că toată lumea zâmbește. Nu vă supărați, chiar dacă mă critică așa câte unul, că mi-au stricat și contul domnul Grecu, dacă pe internet acolo. Sunteți criticat, și înseamnă că nu existați. Dacă n-ai dușman, nu există. Da, așa a spus Nicolae Iorga. Corect. Că nu mai ai dușman să spui întrebarea dacă mai trăiești. Mă, mai reprezint ceva pentru viața asta. Da. În toată activitatea asta se bazează pe voluntariat. Pe voluntariat, da. Toată activitatea pe voluntariat. De dimineață până seara la 10, la 11. Da, domnul Adrian, dar vedeți să mai găsesc cârcotași care ne și critică. Ori eu de ce o apreciez pe doamna Carmen? Da, de doamna ce Carmen, critică? Nu numai că... Păi nu știu, că sunt omul lui Carmen Hăros, pe că în loc să stai acasă, da, să gogești, da, să te îmbolnăvești, să te vaiți, da, așa, te duci bine, și... Bine, acum unii mă complimentează că la vârsta mea atunci mă arăt bine sau chestii de astea, dar în general... Cu ce n-aveți, domnul Grecu? Păi am intrat în 72, deci mai am un pic. Dragii mei, 72 de ani și de dimineață până seara lucrează? Cam... Pentru că trebuie să lucreze. Cam vreo 10 ani am colaborat cu Călăuza, cam de vreo... Adică nu chiar 10, cred. Aveți scris un 6, sânge, domnul Grecu. Da, am avut așa. Păi și după aceea, de vreo 12 ani, sunt la Car Speranța Hunedoara. E o casă de ajutor reciproc cunoscută în zonă. Spuneți-mi, au fost vizite ale altor pensionari din alte țări? Să vină ei aici, să vadă. Da, vin, da. Ce la nivel, nu, la noi n-au fost, dar la noi vin de la alte țări, au fost și de la Alexandria, și de la Bistrița, și de la Satu Mare, și de la Iași, și, da. Păi am făcut, am sărbătorit 55 de ani de la înființarea țări-ului, a fost cam... Toate țareurile din țară vizite la noi. Ce să vă spun? Noi ne criticăm Hunedoara, dar ei ne-au lăudat, a zis că arată foarte bine. S-a întâmplat că a fost în martie, știi, pomii înfloriți, Hunedoara toată în floare. Păi ce frumos. I-am dus și pe la Ghelari, i-am dus, da,
prin zonele astea, pe la Densuș și la viziteze monumente istorice, ne-am ocupat de ei și toți au plecat foarte încântați de aici, să știți. Noi ne am obișnuit, dar ăsta e un pământ sfânt, pământul Hunedoren. E pământul dat cu sângele strămoșilor aici. Aici este multă durere și multă poezie. Dragii mei, e a treia oară când îi dau lacrimile în emisiunea asta. Eu sunt aici și îl văd. Vreau să vă întreb, domnule Grecu Constantin, de exemplu, unde ar trebui acționat de acum înainte în CARP Hunedoara pentru a-i ajuta mai mult pe membrii? Trebuie ca noi... Cum ați putea să fiți ajutat? Haideți să tragem și un semnal pentru cei care... Păi, de exemplu, vine Crăciun, Moraru, le-a propus la toți primari așa, deci să aibă un consiliu al vârstnicilor și am înțeles că și în alte orașe s-a făcut așa. Sfatul înțelepților întotdeauna există. Da. Apropo, să vă povestesc o întâmplare care nu-i prea bună. Adică veneam la ora 20-30, vedeam de la repetiție cu corala Doina. Și în zona blocului K4, acolo m-a dus o colegă cu mașina până la Banca Transilvania, da? La Micro 5, da? Și când traversam de acolo, s-au făcut unii că se joacă și unul îmi dă un pumn în spate și altul să-mi pună pedica să-mi ia borseta. Eu am rămas uimit, deci lângă casă și nici nu era o oră târzie și chestii. Se întâmplă chestii de așa, am rămas. Am depus o plângere, le-am scris imediat pe internet la... Domnul primar Bubuțanu i-a scris imediat pe internet la Poliția Hunedoara, la comandant, la un prieten al nou, Baloșin Florin, care e comisar sau așa. Le-a scris pe internet și mi s-a întâmplat că eram. N-am dormit de supărare noaptea aia. Uite, domnul, lângă casa ai să mă ataci. Eu am o plângere depusă. Acești tineri, la un moment dat, cred că s-a ajuns prea departe. Da, consideră că orașul este al lor. Nu, și văd că s-au făcut niște parcuri frumoase la Hunedoara, chiar frumoase și de... Poate ar trebui mai des făcute niște razii ca să-i da, vezi mai pe toți des pe timp de noaptea. Erau acolo, că știți care chestie, îi lasă pe astea care sunt în afara legii pe copii să îi îndeamnă să atace și aia mai mari stau în spate și imediat s-ar ca ulii. Mai nu, țineți minte, domnule... Siguranța asta cetățeanului a jucat pe toți primarii din județ și din... Și chiar și poliția și chestii. Dom'le, măcar locurile astea publice, cum sunt parcurilețele astea, care au început să se degradeze deja, nici nu s-au uscat bine vopseaua de pe ele. Că cu eforturi reașe să fac chestiile astea. Da, și e bine că s-au făcut. Da, și e bine că s-au dar făcut. Dar trebuie să și păstrăm ce s-a făcut. Da. Pentru că s-au făcut cu efortul și cu banii tuturor. Și, într-adevăr, poate ar trebui mai mult echipaje pe domnul, timp de noapte să-i vezi. Ce caută oamenii? Domnul, Adriana, dacă îmi permiteți dumneavoastră să vă povestesc, așa foarte succint să vă povestesc o întâmplare. Am avut întâlnire cu brigadierii, acum câțiva ani, cu brigadierii din perioada 48-54. Brigadierii. Și îmi povestea domnul Herle Aurel. A fost în brigada, nu știu, 39 deva. Când numai pe bâncare și pe șalopete munceau. Le-a dat, au venit acolo, au venit... Au organizat locul de lucru acolo. Zice, voi, brigada 39, o să căuriți muntele ăsta. La Bumbești-Livezeni. La Bumbești-Livezeni, acolo da. A lucrat și tata, Dumnezeu să-l ierte. Da. Și, nu venea și să oamenii ăștia, când au văzut că se distruge combinatul, eram organizat de noi, ce are o întâlnire, și eu am scris în cartea mea din dragoste pentru oameni, am publicat la Călăuza un articol atunci și am scris despre chestia asta. Ei plângeau când vedeau că se dăna. Era... că se dărâmă combinatul. Era un domn acolo care a pus prima cărămidă la coxerie. Și zice, uite, domnule, coxeria nu mai există, oțelăria nu mai există. E dureroasă chestia. Ei... Și credeau că domnul Moraru îi poate ajuta, că poate opri demolările. Dar nu. Săraci de ordinul, să știți că a venit din altă țară, din altă parte. Da, românii sunt patrioți totuși. Cine zice că păcat că sunt, cei care sunt sus de tot nu sunt patrioți și nici nu sunt români. Păi, chiar dacă au cetățenie română. Mai sunt și pe acolo, nu pot să zice așa, mai sunt câte unul. De exemplu, eu sunt prieten cu domnul Claus Iohannis. A știut chestia asta, n-a știut. N-am știut asta. Asta e o noutate. Vreau să vă spun că cenaclul nostru literar se numește Victor Isat.
Și domnul Victor Isac a murit, fie iertat, acum câțiva ani de zile. Și, dar în foarte scurt timp a murit și doamna Isac. La un moment dat eram cu cenacul la mormântarea doamnei Isac. Mai repede că avem niște candidate mișine. Vin cinci domni acolo și îi spun la doamna Carme, doamna Carme asta parcă e primarul Sibiului. Zice, da. Dar cum să-i fac o poză? Apoi ne-am întâlnit după aceea când o dus port. Am înțeles. Și i-am făcut cunoștință cu mine. Domnul Grecu Constantin, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Trebuie să ieșim. Dacă găsiți, dragii mei, inserare lirică și... Se găsește, deci aceste reviste se pot procura de la sediu Car Speranța Hunedoara, de la secretariat. Vă doresc o zi bună, nu uitați, fiți activi și la pensie, pentru că uitați ce frumos trăiește unul. Pe exemplu aveți. O zi bună, pe mâine.